e vorba de oamenii de aici, e vorba de natură, e o natură absolut fascinantă, e un belșug de verde și de imagini, Doamne, apusurile arată spectaculos aici, oceanul, cum simți briza, cum sunt peisajele cu stâncile alea înalte de 100 de metri, junglele, terasele de orez. 90% dintre ei au zis, băi, insula asta are ceva. Adică i-a impactat într-un fel sau altul. Chiar dacă au venit numai 10 zile să stea, de exemplu, i-a impactat. Știi, adică se simte într-un fel sau altul energia respectivă. I-a scos din zona de confort, din obișnuința lor. Te scoate din chestia asta, efectiv, știi? Cum vedeți voi diferențele astea dintre românii noștri, noi, și balinezii, așa, nu știu, legat de spiritualitate, legat de comportamentul lor sau... Este o diferență uriașă, enormă, între modul în care noi vedem ca europeni viața și modul în care balinezii văd viața. De exemplu, primul impact care îl are orice turist care vine pe insula asta este timpul. Aici, după 2-3 zile de stat, nu prea mai simți timpul. Ați avut vreodată la un moment în care ați zis, băi, știți ce, eu m-am cam săturat fie de diferențele culturale, fie că nu mai vreau să stau în Bali și vreau să mă întorc în România? Multe experiențe trăite pe insula asta mi-au pus la încercare sentimentele și credințele pe care le aveam eu despre mine, în primul rând, și despre mine în raport cu oamenii, în raport cu viața. Că nu e vorba de insula Bali, e vorba de tine în raport cu locul în care te afli. Pentru că oriunde ai fi pe planeta asta, în Maldive sau într-un sat din România, să zic așa, uitat de lume, tu poți să te simți aiurea sau foarte bine. Adică, Corect. eu ce am văzut e că locul ăsta are o energie aparte care îți deschide ochii și te învață ceva. Poți să te duci de aici în orice capăt al lumii și să ți se pară magic. Salutare și bine ați venit la un nou podcast despre călătorii și transformare, unde ne aventurăm în lumea fascinantă a inspirației prin intermediul călătoriilor. Astăzi suntem încântați să vă prezentăm povestea fascinantă a doi călători curajoși care și-au transformat visul în realitate. Vă invităm să-i cunoașteți pe Drago și Cristina, doi pasionați de aventură care și-au găsit a doua casă pe insula Zeilor, în Bali. Aventura lor a început în 2015 și de atunci a explorat lumea în căutarea aventurii și a înțelegerii mai profunde a vieții. Dragoș și Cristina, mulțumesc frumos că ați acceptat această invitație. Ce faceți? Bine te-am găsit, Bogdan. Mulțumim și noi pentru invitație și ne face mare plăcere să știm că tot mai mulți români merg pe ideea asta de descoperi lumea, cum ai zis, și de descoperi pasiunea în cazul tău. Da, așa este. Băi, vă super mulțumesc că ați acceptat și am zis să începem așa, să ne povestiți un pic despre voi. Vreau să vă întreb așa un pic despre background-urile voastre, întâi, gen, înainte să plecați voi în lume, de capul vostru, ce ați făcut, ce făceați înainte și de ce ați luat decizia asta? Hai că las pe Dragoș de data asta. Bine, de plecat în lume, noi am plecat undeva, să zicem, 2019. Până atunci, fiecare am lucrat ca orice om în o grămadă de domenii, practic, dar știi cum, există tot timpul chestia aia de nu mai ești mulțumit cu ceea ce, să zicem, ai în momentul ăla sau viața pe care o ai în momentul ăla. Nu te mai satisface și începi să cauți alte lucruri. Pentru noi a fost prima dată ideea de a vedea lumea. Și de-aia, din 2015, am început așa cât un weekend, cât un city break, cât o chestie din asta, o săptămână concediu, știi cum făcea oricine. Da. Dar în 2019 a fost momentul în care am zis, băi, m-am săturat, nu mai pot, hai să lăsăm totul baltă și să încercăm să plecăm un an, știi, genul de an sabatic, să zicem așa. A fost practic o nebunie, dacă e să Da. mă uit un pic în urmă, că aveam niște bani puși deoparte din economii și, mă rog, mai avea Dragoș niște bani puși deoparte și împreună am strâns și am făcut niște calcule și am zis, băi, un an de zile cu o medie de, să zicem, cât ne-am propus noi să cheltuim pe lună, plus avioane, ne-ar cam ajunge. Da, s-a întâmplat. Nebunia a fost că practic erau toți banii care aveam, care calculat ne ajungeau un an de zile, știi, și am zis, bă, mergem și vom vedea după aia ce se întâmplă. Adică n-am avut ceva, un plan B, între ghilimele, în sensul de,
dacă nu merge, ce faci? Știi, a fost efectiv, bă, nu știu, dacă nu merge, ne întoarcem și o luăm de la capăt într-un fel. Adică, păi asta, nu, e... n-avem o... asta e chestia, worst case scenario, ce se întâmplă? Ne întoarcem înapoi la job și aia e. Dar avem un an plin de călătorii și amintiri și chestii faine, nu? Exact, exact. Bine, noi nici nu am avut prea mult la ce să renunțăm, pentru că și în București stăteam în chirie noi. De când suntem împreună, stăm în chirie, n-am avut o casă sau un job foarte stabil la care, de la care ne părea rău să plecăm sau ne aducea un venit la care, de la care să nu renunțăm, știi? Ok, păi și, de exemplu, cum ați plecat cu planul ăsta? Ați zis, ok, pe un an de zile, hai să vedem, v-ați gândit să vizitați mai multe țări și... nu știu, să descoperiți pe parcurs, în principal, nu? Dar în principal ne-am gândit la Asia de Sud-Est, că noi am fost la începutul lui 2019, într-o tură de vreo 2 luni și jumătate. Am făcut mai multe țări, Filipine, Cambodgia, Thailanda, nu mai fost. Malaezia, Singapore. Am ajuns și în Bali, am făcut 3 săptămâni insula Bali și ne-am îndrăgostit de insulă. După care am fost nevoit atunci, au fost niște probleme personale și am fost nevoit să ne întoarcem în țară. Iar la sfârșitul lui 2019, în decembrie, chiar la începutul lunii decembrie, bine, noi de când ne-am întors acasă, din prima tură am strâns bani de avion ca să plecăm. Și la sfârșitul lui decembrie, la sfârșitul lui 2019, în decembrie, ne-am luat bilet spre Kuala Lumpur, cred. Da, ne-am luat bilet spre Asia. Le-am calculat, Asia era și încă este cea mai ieftină destinație în comparație cu orice altceva, știi? Care să-ți ofere căldură, să-ți ofere siguranță și atunci era zona în care cheltuiai teoretic cei mai puțin bani. Și atunci de-aia am zis, hai să facem Asia pentru că ne putem permite să stăm un an de zile mai simplu. Că mai era America de Sud, dar era mult mai scumpă și nu știam dacă ne putem permite chestia aia și am zis, prefer să stau aia în Asia, să stăm, știm că un an de zile ne ajung banii, decât să mă duc în altă parte și să... asta să mă întorc după 6 luni, știi? Da, și am zis că vedem ce se întâmplă în acest an de zile, dar acel an de zile s-a dovedit a fi 4 ani de zile deja. A fi nesfârșit, nu se mai termină. Ne-a prins luna ianuarie, pe undeva prin Cambodgia eram. Nu ne-a plăcut experiența în Cambodgia, mie cel puțin, cred că și Dragoș e de acord cu mine. Mi s-a părut o țară frumoasă din punct de vedere istoric. Acel templu, complex de temple Angkor Wat, l-am vizitat și a fost superb. În schimb, am făcut toată țara aproximativ cu autobuzul și ni s-a părut foarte săracă și prăfuită și nu prea erau variante, nici mâncarea nu prea ne-a încântat. Și știind cum e în Bali, la sfârșitul lui ianuarie, am zis, hai să dăm o tură până în Bali, mai stăm 2 săptămâni, ne relaxăm acolo, ne odinim, gândim următorul traseu și vedem unde mergem mai departe. E, am venit în Bali, ne luasem bilete pentru India, să plecăm prin Kuala Lumpur. Deci asta a fost după Bali. Ceva timp după ce ați călătorit prin Asia, ați reajuns în Bali din nou. Da, a doua oară. Ok, okay. Da. Deci după cât timp în Bali, înapoi? După 9 luni. Okay. După aproape, bine, noi am stat prima dată la începutul 2019, numai 2 luni jumate. După care am venit și am mai stat alte 8 sau 9 luni în țară, de ne-am apucat de a lucra din nou și am strâns banii. Ce azi, acum facem bugetul la mare să mai stăm un an de zile. Exact, și până am plecat și am fost 2 luni, decembrie și ianuarie am călătorit iarăși. A fost Malezia și Indonezia și Thailanda și Cambodgia și până după aceste 2 luni am venit în Bali să stăm. Știam că putem sta 2 luni în Bali, cam așa se poate și acum se poate sta cu viza aia VOA. Pe aeroport și zice, sunt 2 luni și după aceea ne-am gândit să plecăm în India. Ne luasem deja biletul pentru India, biletul de avion, dar nu aplicasem pentru viză, că trebuia și viza acolo, aveam doar biletul de avion plătit. La sfârșitul lunii februarie, când ne... Nu, la sfârșitul lunii martie. La început, exact mijlocul lunii martie era, când a început nebunia practic. Și nouă ne expira viza pe 25 martie, viza de Bali, și trebuia să plecăm, iar pe 20 martie s-a închis insula. Adică în 2020, ca să ne înțelegem ce nebunie. Indonezia, da. S-a închis Indonezia, implicit și Bali. Și atunci am ales, efectiv, am zis, băi, rămânem aici pentru o perioadă, nimeni nu ne-a, s-a gândit, nu ne-a trecut prin cap
niciodată că o să stăm atâta timp. Am zis, stăm, nu știu, o lună, două, trei, vedem ce se întâmplă în lume și după aceea am vedea ce facem. Bineînțeles, atunci aveam canalul de YouTube, cred că sub alt nume, că apoi ne-am rebranduit pe Dragoș și Cristina, că e mai simplu de ținut minte. Și făceam live-uri în acea perioadă și știu că multă lume ne zicea din România, urmărindu-ne, a, că ce inconștienți sunteți, că sistemul sanitar e praf acolo, că ce faceți? Și noi am zis, măi, noi ne-am asumat chestia asta, vedem acum ce-o fi. E, după vreo 2-3 luni de când s-a închis lumea, inclusiv insula Bali. Dar oricând putea să plecați, nu? Teoretic, da, adică da, putea da, să da. Luați putea un da avion. Se putea pleca, se putea pleca, nu era o problemă, însă era mai dificil în sensul că nu mai erau cursele tot timpul cum erau până atunci, știi, erau mai scumpe și așa mai departe, bineînțeles, tot timpul puteai pleca, nu era o problemă că am fost ținuți aici și nu puteam pleca. Da, adică gen de nevoie. Băi, oricând dacă deci, vă potrească sau nu mai era. Întoarce, da. În România te puteai întoarce oricând. Nu mai puteai mai călători era de, în toată probabil de intrat înapoi în Bali, mă gândesc. Da, aia era foarte dificil, da. Așa, și după vreo 2-3 luni de izolare, să zic așa, în toată lumea, noi am trăit practic în paradis. Aici nu prea s-a simțit nimic, mai ales că majoritatea cazărilor au curte, cu piscină, cu verdeață, deci noi am stat mai mult afară. Și mai făceam live-uri și aceiași oameni, probabil, zic eu, ne-au zis ce norocos sunteți că sunteți acolo. Adică păi cum mă, nu? Eu timpul ăla doar așa ca o paranteză, eu timpul ăla stăteam în București și lucram la radio și mă duceam o dată pe săptămână la radio și vedeam orașul ăsta pustiu, pustiu și stăteam numai pe balcon, în rest nici nu ieșeam prea mult la plimbări, că era frica aia, na, un pic panica aia și stăteam așa pe balcon și, Doamne, deci mi-a fost atât de nașpa, m-am simțit atât de închis cu totul, fizic, știi, două luni de zile și când m-am dus la ai mei după două, trei luni și am stat, că ai mei stau la curte, la țară, când am stat și eu în curte acolo și mă dădeam pe un balansoar, mi se părea că, wow, cine știe unde am stat, asta vreau să zic, că voi cred că erați, băi, super, erați super norocoși, dar oricum voiam să ajung și acolo, dar dacă tot discutăm despre subiectul ăsta, acolo era panica asta așa mare, adică aveați voie să ieșiți pe stradă sau ceva, da, nu știu. Da, aici asta a fost avantaj, nu s-a simțit practic mai nimic, nu s-a închis niciodată să n-ai voie să ieși pe stradă, să n-ai voie să te duci să mănânci la restaurant, dar n-au mai fost turiști pentru că niciodată nu s-a mai putut intra, se putea intra doar cu un fel de viză de business și era foarte dificil și trebuia să stai în carantină și atunci nimeni nu venea, practic, și atunci s-au închis toate restaurantele că nu erau turiști și atunci de aia s-au închis, însă au rămas câteva, hai să zicem, cele oarungurile fiind restaurantele pentru ei, știi, pentru localnici. Știi? Și atunci alea au rămas deschise, n-a fost nimic ca ce să zici că a fost o obligație să închidă ceva. Știi? Bine, eu cred că a ținut un pic și de perspectivă, că probabil au fost oameni expați care au rămas în Bali și s-au izolat, că noi efectiv din primele zile de când s-a închis insula ieșisem pe străzi și era pustiu, am zis, măi, nici oamenii care locuiesc aici, străinii, nu au ieșit, ce s-a întâmplat? Era o frică deci din asta, probabil, îți dai seama, da, și acolo da, tot da. Vedeau pe internet. Bine, a fost la început, undeva la o lună, două, că după două luni au început să iasă din nou pe stradă, ca lumea, adică nu mai era ceva foarte, foarte nasol, știi? Adică, da, ce era nasol era că dintr-o dată Bali nu mai avea turiști, știi? Și bineînțeles că se vedea dintr-o dată că e gol, știi, nu mai sunt turiști, toate restaurantele închise astea pentru turiști și bineînțeles că asta arăta cum erați înainte obișnuiți cu traficul ăla de acolo din Ubud sau nu știu, a stat, stăteați în Ubud? În Ubud am stat, da. În așa, Ubud, Ubud, cum era acolo teroarea aia de trafic și pe urmă dintr-o dată așa să fie câteva scutere, eu știu. Băi, dar stați că m-ați luat prea repede, că eu aveam de gând să ajung la Bali și partea cu pandemie, dar un pic mai târziu. Păi hai, te lăsăm. Voiam să vă întreb, deci pe partea asta, că asta mi se pare frumos, că toată lumea, nu știu, le e frică așa de câte o decizie din asta, ok, hai să-mi iau un an sabatic sau, nu știu, poate am ceva bani puși deoparte, dar pe urmă ce fac, ce fac, cum mă întorc, dacă nu reușesc sau încheltui toți banii, ce o să fac, iar mă întorc la jobul ăsta pe care poate îl urăsc, să zicem, știi, dar
mie mi se pare că ei măcar nu își dau, cum să zic, să-și dea libertatea, dar încerca să zicem, uite cum ați spus voi, băi, ne-am pus niște bănuți deoparte, hai să călătorim, poate nu chiar un an de zile să încheltui toată, nu știu, toate economiile, hai să călătoresc 2-3 luni prin Asia pe acolo, măcar să iau așa temperatura, să vedem cum merge, știi? Și mie asta mi se pare că și la voi cred că a fost... V-a dat așa un insight și o idee, băi, dar stai că noi putem să facem chestia asta mai pe long term, că mai avem bănuția, mai, sau mergem înapoi, mai lucrăm un pic mai mult și o să stăm și mai mult pe urmă, că am văzut așa cam care sunt costurile și cred că asta e cel mai important, nu? Adică eu sfatul ăsta aș da tuturor care vor să încerce o chestie din asta, să-și pună un pic piciorul înainte, măcar o lună, două, trei, să vadă cum este, nu? Exact, e vorba să îți dai voie să vrei, dacă vrei cu adevărat, dacă nu vrei cu adevărat, găsești motive o grămadă să nu faci. Dar dacă vrei cu adevărat, noi nu sugerăm să renunțați la tot, să vindeți casă, mașină, purcel și job, să renunțați ca să veniți în Asia. Să faceți, de exemplu, varianta asta, să vii o lună măcar, să vezi cum e viața aici, pentru că e o cultură diferită, e un stil de viață diferit, ca să nu mai zic că Bali nu e Asia, Bali este o altă lume chiar și da. În Indonezia, e practic o țară în țară, să zic așa, mulți ziceau asta, pentru că e diferit chiar și Asia, să vii să descoperi cultura din Thailanda, din Singapore, e o diferență de la cer la pământ, adică nu se compară cu absolut nimic ce știm noi din Europa. Da, și de asta zic că dacă nu cunoști, speri și zici, aoleo, e lumea a treia, băia, vai de steaua lor, trăiesc acolo, ne omoară, sunt boli. N-am avut absolut nicio problemă, dar, repet, ține de perspectivă, de încrederea în tine și încrederea în viață, până la urmă. Corect. Cum e? E o vorbă că viața începe în afara zonei de confort. Exact. Și e foarte adevărat pe de o parte, pentru că oamenii în general fac două lucruri. Ori fug de ceva nasol, pe ceva pe care îl percep foarte nasol și zic orice altceva numai aia nu, ori se duc spre ceva ce li se pare extraordinar de frumos și zic mamă, îmi place la nebunie chestia aia, mă duc acolo. Cam astea sunt cele două variante care îi împing foarte puternic pe oameni. Și? Bineînțeles, la noi a fost pe de o parte varianta aia de nesăturasem de viața pe care o aveam. Bine, nu înțelegeam că de aveam viață. O viață nașpa, ci pur și simplu nu mai rezonam cu ideea de 9-5, de program stabilit, plus că nu exista niciodată, cel puțin la mine, 9-5 nu exista, exista o resplimentare cam de fiecare dată. Mai e un lucru, fiecare om, știi cum... Fiecare învățăm de la părinți, în general. Asta este, chestie normală. După care se mai învață de la societate, de la prieteni, dar în general de la părinți înveți. Și noi, niciunul dintre noi, nu am fost genul ăia care să ne fit in, știi? Să te, băi, trebuie să te conformezi zonei respectiv sau societății respective. N-am fost niciunul din noi în varianta asta. Cred că de aia ne-am și atras. Da, știi, și am fost tot timpul și unul și altul un pic ăia care, băi, dar vreau altceva un pic. Nu îmi convine de ce așa, știi? Hai să încercăm și altfel. Și lucrul ăsta ne-a ajutat mai mult, pentru că în momentul în care tu te conformezi sau ești genul să te conformezi, e mult mai greu să ieși din acea conformare în care ai intrat ani de zile. Că, da, și noi am stat... 20-30 de ani în varianta respectivă și după care am ieșit și am făcut altceva, știi? Dar nu se înțelege că, virgulă, conformismul este ceva greșit. Nu, e fiecare poate unii cum se simte greșit, până la urmă. Exact, da. Exact. Știi? Dar trebuie să încep să privești viața un pic diferit, pentru că la asta se rezumă totul. La modul în care privești viața, știi? Să vezi, adică, ce-ți place ție, cu adevărat. Dacă pentru cineva viața înseamnă doar, băi, mă duc la job, mă însor, mi-am luat casă, mi-a făcut copii și atâta, și sunt fericit cu asta, va rămâne în varianta respectivă. Dar în momentul în care nu ești satisfăcut cu aceste lucruri sau nu te mulțumesc doar astea și vrei ceva mai mult, cauți și altceva. Corect. Și nu poți să cauți decât ieșind în afara zonei de confort. Și asta mi se pare mie că mulți își pun
prea multe piedici înainte de a începe să facă ceva diferit, că poate au gândirea asta sau au măcar ideea de a pleca câteva luni sau un an sau eu știu, au și bugetul necesar, cunosc gen prieteni de-ai mei care au și bugetul necesar, dar e frica asta, băi, dar o să pierd jobul, nu m-am mai întors sigur în jobul ăsta, dar gen sunt tineri, sunt 30 și ceva de ani, băi, oricând poți să găsești tu alt job, adică lasă-o încolo de treabă, în fine. Și dacă știi cine ești și ce poți, e clar că oricând poți. Și mai mult, dacă înțelegi că viața nu înseamnă muncă doar, viața înseamnă mult mai mult decât atât, dacă nu m-am născut ca să muncesc, ci muncesc ca să-mi satisfac niște nevoi și niște mofturi, să zicem așa. Pentru asta muncesc, nu muncesc de dragul de a mă duce la muncă, știi? Nu pentru asta m-am născut. Asta așa este, da, nu știu, mulți au frica asta de a nu se duce și își pun piedici, mi-așa mi se pare, că își pun piedici și nu încearcă măcar să încerce să vadă cum este. În fine, voiam să vă întreb, de ce Bali? Până la urmă, ați rămas acolo prin faptul că a venit pandemia și ați vrut să încercați sau v-a atras efectiv, băi, mi se pare țara potrivită pe lângă faptul, hai să zicem că nu era pandemie, mai rămâneați în Bali? Mai, știi cum este? Niciodată nu există un singur lucru care te-a făcut să iei o decizie. E uneori ceva care este mai mult în evidență și pare că ăla este cel mai important factor, dar de obicei există o mulțime de factori. Mai vizibil sau mai puțin vizibil. Știi? Bali pentru noi a fost, între ghilimele, dragoste la prima vedere. De când am venit prima dată, de am stat 3 săptămâni pe insula asta, am simțit, în primul rând, energia care este pe această insulă. Pentru că fiecare loc are o anumită energie. Noi ne-am conectat foarte mișto cu energia de pe această insulă și ăsta a fost, din punctul nostru de vedere, cred că factorul determinant în toată chestia. Și pentru că mie îmi plac foarte mult poveștile, dar mai mult poveștile care le simțim cu adevărat, nu cele din cărți, vreau să spun mai în detaliu că a fost un proces foarte frumos insula Bali pentru noi. Și zic asta pentru că încă eu cred că nimic nu e întâmplător în viață. Chiar înainte să venim aici cu vreo 2 ani de zile, ceva de genul, eu aveam un blog și scriam pe blog și am avut și o profesoară care m-a învățat cum să scriu pe blog și este Ioana Budeanu, cred că și tu o știi că am discutat, așa, și ea și profesoara mea. În Bali. Da, exact, ea fusese în Bali și a stat un an de zile în perioada aceea, nu mai știu ce ani erau, dar cred că undeva 2018. Și după acest an de zile a venit din Bali și a făcut o întâlnire cu noi, cei care eram elevii ei, și ne-a povestit atât de fascinată din insula asta, însă a ținut să precizeze că oricum pentru fiecare această insulă are o energie diferită, adică de care are nevoie fiecare. Și ne-a zis că cel mai bine este să venim, dacă venim aici, să venim fără așteptări. Adică orice am cunoaște sau auzit de Bali, să te lași surprins. Bine, oricum mie mi se părea fascinantă lumea care mi-o povestea ea despre Bali. Mai mult decât atât, să stai un an. Are și darul ăsta frumos al cuvintelor și nu știu la cum vorbește și mai ales când e super entuziasmată de ceva, Doamne, deci te fascinează, da, acaparează. Eu admir foarte mult pe Ioana Budeanu, din multe puncte de vedere este o persoană puternică și extraordinară și o prietenă adevărată, din mai multe puncte de vedere. Da, și practic Ioana a fost promotorul care mi-a deschis așa ușița de Bali, după care, long story short, am decis să venim aici, 3 ani cât a fost. Într-adevăr, am venit fără nicio așteptare și apropo de ce zicea Dragoș de energia insulei, ca să fie mai pe înțelesul tuturor, nu-i vorba că e o energie care plutește și nu o vezi, deși așa este până la urmă, e vorba de oamenii de aici, e vorba de natură, e o natură absolut fascinantă, e un belșug de verde și de imagini, Doamne, apusurile arată spectaculos aici, oceanul, cum simți briza, cum sunt peisajele cu stâncile alea înalte de 100 de metri, junglele, terasele de orez și
practic nicio zonă nu seamănă cu cealaltă în Bali. Adică fiecare zonă este diferită și îți oferă de la mol, la junglă, la pustietate, la ce vrei tu în acest locușor mic de pe pământ. Și m-am simțit atrasă de tot ce înseamnă insula asta și am zis, exact în perioada când am venit 3 săptămâni, măi, Dragoș, ce frumos ar fi să stăm măcar 6 luni aici. Și revenind la ce am discutat, de atunci trecuseră 9 luni, se făcuse decembrie 2019 și am venit în pace. Super tare. Uite, chiar pe calea asta chiar ar trebui să îi mulțumesc și eu de altfel Ioanei, că la fel datorită ei am ajuns și eu acolo și pentru simplu fapt că am ajuns acolo mi s-au dezvoltat pasiunile astea cu foto, video și am stat eu inițial eram în China, predam engleză cu copila și voiam să mă duc în Vietnam pe urmă, că era foarte greu cu China, cu viza, după un an de zile complicat și mă săturase și am zis să începusem chestia asta cu Ioana, cu să mă învețe, cu blogul, cu școala de blogging. Și am început să scriu și am zis, bă, ok, plec din China și înainte să mă duc în Vietnam, unde și acolo puteai să predai engleză, hai să mă duc o lună, două în China, în Bali, să vedem cum este. Na, o întâlnesc și pe Ioana, face to face și mai vedem. Și de la o lună, două s-au transformat 11-12 luni și a fost o aventură pe cinste, ca să zic așa, mi-a plăcut maxim și mie. Și da, la început, legat de energie, cum spunea și voi, eu fiind și inginer, eram un pic reticent. Ioana îmi povestea că am fost și vecini acolo în Bali, chiar am stat, cred că, nu știu, din 11 luni, cred că jumătatea perioadei am stat unul lângă altul. Și chiar îmi povestea de toate cele și eu fiind și inginer, eram, băi, da, da, interesant și chestia asta cu energiile, da, na, nu știu ce să zic. Și după câteva luni de zile am început să mă deschid și eu să fiu mai deschis la tot felul de chestii, am început să fac și eu tot felul de sesiuni pe acolo și au venit lucruri faine în viața mea, adică se aranjau niște lucruri de care eram foarte uimit, eram, băi, pe bune, cum le pune universul ăsta așa una lângă alta de să așează și mi-a plăcut, da, mulți la care le-am recomandat să se ducă în Bali și să stea mai mult, că până la rând dacă te duci 7 zile nu simți totul cu energia asta, trebuie să lași un pic să se așeze lucrurile acolo. Mulți mi-au spus că după o lună, două, mai ales dacă au stat și pe o perioadă mai lungă, au zis că da, noi vrem să revenim aici oricând în viața asta, adică nu e ca și cum gata, am văzut Bali și nu mai avem ce să vedem. Nu, gen, vreau să revin cum sunt și eu acum de altfel. Da. Apropo de asta, Bogdan, fac o mică completare la ce zici tu. Sunt oameni care vin aici în vacanță, 2 săptămâni și pleacă și zic, băi, eu mă întorc, adică nu, e ceva, adică trebuie să mă întorc aici. Da, 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 chiar trebuie. Ce am observat, că, na, o să discutăm și despre asta, noi ne ocupăm practic de turism aici, aducem români și facem tururi și am avut foarte mulți români care am fost sau au venit aici și am fost cu ei. 90% dintre ei au zis, băi, insula asta are ceva. Adică i-a impactat într-un fel sau altul. Chiar dacă au venit numai 10 zile să stea, de exemplu, i-a impactat. Știi? Adică se simte într-un fel sau altul energia respectivă. Unii poate au simțit-o într-un mod mai puțin plăcut, că, de exemplu, au răcit sau, de exemplu, i-a scos, au uitat lucruri pe aici, știi? I-a scos din zona de confort, din obișnuința lor, te scoate din chestia asta, efectiv, știi? Bineînțeles, dacă stai mai mult, cum ai spus tu, în momentul ăla începi încet, încet să observi și să simți alte lucruri și să primești capacitatea, într-adevăr, de a decodifica altfel această energie. Așa e, foarte bună completarea și sunt de aceeași părere, chiar e ceva aparte și sper să nu vorbesc tâmpenii, dar chiar mai aveam niște discuții, printre care cred că și cu Ioana sau cu alte persoane, că Bali chiar se află pe un loc energetic, că sunt câteva puncte energetice în lumea asta și chiar se află, din câte știu, sper este să la, nu el, vorbesc prostii. Este la o intersecție de, să zicem, două linii energetice importante și atunci este un nod energetic foarte important și atunci, bineînțeles că există o energie suplimentară aici, care este într-un fel întreținută de oameni, de modul în care oamenii
pentru că religia aici este o parte foarte importantă și atunci așa asta creează un anumit gen de energie care se combină cu această energie a insulei și intensifică. Și se intensifică. Da, asta chiar așa este, că mi se pare că aduce un aport extra. Spiritualitatea și credința pe care o au localnicii de acolo când îi vezi cu toate ceremoniile lor pe care le au, da, și ofrandele și toate cele și cum își împodobesc ei curțile pe ei, toate chestiile, nu știu, sunt fascinante și mi se pare atât de frumoși oamenii, deși, să spune, să crede că Bali este un centru al yoga-ului și mi se pare că localnicii nu au atât de mari tangențe cu partea asta, ci pur și simplu probabil s-au adunat expații care, combinați cu spiritualitatea asta și cu, nu știu, și au zis hai să facem un centru de yoga mai mult sau mai puțin. Dar ajută foarte mult și localnici, așa mi se pare. Și sunt foarte, foarte frumoși ca oameni ei, zâmbitori, așa. Uite, asta voiam să vă întreb, dacă tot am ajuns la discuția despre localnici. Care e diferența dintre balinezii de acolo? Că până la urmă e diferență mare și între balinezi și ceilalți locuitori ai indonezii, ca să zic indonezienii. Cum vedeți voi diferențele astea dintre românii noștri, noi, și balinezii, așa, nu știu, legat de spiritualitate, legat de comportamentul lor sau, nu știu, dacă ați observat ceva? Este o diferență uriașă, enormă, între modul în care noi vedem ca europeni viața și modul în care balinezii văd viața. De exemplu, primul impact care îl are orice turist care vine pe insula asta este timpul. Aici, după 2-3 zile de stat, nu prea mai simți timpul, nu știi în ce zi ai, săptămânii ești, pentru că fiind cald tot timpul, vară, se întunecă. Ajută la și faptul că sunt în concediu acolo. Asta ajută, exact, mă gândesc. Și asta ajută, dar nu, noi și nouă ni se întâmplă, adică nu e problemă și noi nu mai suntem în concediu. Așa, ăsta ar fi primul impact și i-am dat și un nume, bănuiesc că și noi l-am mai auzit, nu mai îmi amintesc acum, se numește Bali Time. Și ăsta are mai multe deviații, să zic așa, adică Bali Time e și asta cu timpul, e și când, de exemplu, ești la un restaurant și spune wait a moment, e de la un minut la 5 minute acel wait a moment. Asta, da. După care wait a minute, poți să stai liniștit 15 minute că o să vină să-ți ofere ce ți-a spus. Și când îți promite ceva, trebuie să te aștepți într-un fel că nu o să zică nu, balinezii nu zic nu niciodată. Dar o să dureze. Da, dar dacă locuiești acolo și, da, după un timp te adaptezi și tu. Adică la început probabil o să fii un pic nervos. Băi, stai puțin că ai zis un minut, ce facem? Dar dacă, da, trece o lună de zile și te adaptezi. A, stai, mă, un minut, ok. Hai că mai stau 10 minute, e ok. Și treaba e că nu poți să te superi pe ei, că zâmbesc tot timpul. Da, 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 da. Sunt foarte drăguți. Știi cum e? Da, să zic că pentru ei lumea este diferită, total diferită, adică ei se raportează la lume, la viață total diferit. Asta implică faptul că și timpul are alte coordonate sub o anumită formă. Adică aici nu există ideea de, băi, în 5 minute trebuie să fiu acolo, cum e în Europa, băi, 10 minute întârzi la muncă. Nu există așa ceva și atunci automat, de asta spun, automat, viața se derulează altfel. Aici viața, într-un fel, timpul funcționează practic în luni, adică pentru noi, de exemplu, nici măcar nu știu ce zi astăzi. Cel mult să știu că e 25, știu că pe 29, de exemplu, ne vin turiști. Dar nu știu în ce zi pică. Înțelegi? Deci da. La noi nu mai există ideea de săptămână. Și aici foarte puțin, pentru că majoritatea nu lucrează în gen corporații sau așa mai departe, în care să zici, băi, sâmbătă, duminică au liber. Și majoritatea lucrează în alte business-uri în care nu există o zi liberă în sensul neapărat, știi, astăzi e liber, nu mai mă duc acolo, știi? Dacă întrebi un balinez, ai liber duminica? Zice, ce duminică? În fiecare zi e zi de sărbătoare. Plus că ei au peste 260 de sărbători pe an, așa că e chiar normal să zică ca o sărbătoare oricum, în fiecare zi. Oricum le lucrează pe toate, mai ales preponderent fiind în turism, toată lumea acolo, na, oricum. Automat e același lucru, că și la noi se întâmplă chestia asta, deci nici la noi, nu, bine, prin ceea ce facem, faptul că ne ocupăm de turism, nu mai poți să spui, băie, weekend nu lucrezi, știi?
Aici, practic, ai turiști, lucrezi. Nu sunt turiști, atunci ai liber în momentul asta ăla, zic, știi? Și stai, atunci... stai pe bară, gen, nu sună telefonul să mă duc la aeroport, aia e, stau liniștit, știi? Sau eu știu. Știi? De asta zic, că automat se schimbă, se schimbă modul în care tu percepi timpul, modul în care tu percepi lumea. Și aici timpul trece în luni aproximativ, sau mai bine zis în sezoane. Sezonul umed, sezonul uscat, să zicem, știi? Da, asta, da, asta e mai simplu, exact. Da, să zic, cum dacă, dacă te gândești acum în România, să zicem, acum 100 și ceva de ani, când erau mai mulți țăranii care stăteau la țară și așa mai departe, se ocupau de pământ, la fel, pentru ei exista vine vremea recoltei sau vine vremea semănatului, știi? Mm-hmm. Nu era atât de mult, băi, e duminică, ce fac? Nu, știi, cam așa e și aici. Și să știi că e un, o legătură strânsă între toate aceste caracteristici, să zic, ale culturilor și ale balinezilor. De exemplu, chiar și traficul, deși prima dată un european când vine în Asia vede un haos în trafic, vede o sumedenie de scutere care par să vină în tine. Mai mult aici se circulă pe partea stângă cu mașina, pe partea stângă a șoselei. Am avut 90% dintre turiști care ziceau, ei, de urcă ăștia pe noi, ce facem? E un haos foarte organizat. De când suntem noi aici de mai bine de 4 ani de zile, nu știu dacă am văzut accidente și nu grave, adică doar că s-au tamponat puțin. Nici măcar mașinile nu zgâriate să se atingă de scutere. Sau maxim, asta eu știu, un turist a scăpat scuterul în șanțul de pe marginea drumului, că na, se întâmplă, exact, știi, dar... Exact. Ați avut vreodată la un moment dat un moment în care ați zis, băi, știți ce, eu m-am cam săturat, fie de diferențele culturale, fie că nu mai vreau să stau în Bali și vreau să mă întorc în România? Nu. Nu, știi cum este? Ne place în primul rând foarte mult căldura. Nu prea ne place sau nu ne place stingul. Avantajul aici este că e vară veșnică. Da, este diferită căldura aici față de Europa, pentru că este o umezeală în plus, care pentru unii este foarte deranjantă. Eu, singura chestie cu care nu m-am împăcat este umezeala. Poate și faptul că am păr lung și stau 90% din timp cu el prins. E umezarea. Câteodată la schimbarea sezoanelor din că în rest e înfoiat dacă l-aș desfăcut, nu? Da. Când e trecerea dintre sezoane, umezarea chiar ajunge și la 100%. Mm-hmm. Wow. Sunt zile, într-adevăr, când umezarea este foarte mare și atunci și disconfortul termic este foarte mare, pentru că temperatura nu este mare, adică mai mult de 31 de grade nu există să se facă. Mm-hmm. Știi? Adică gândind din termeni ăștia, 31 de grade nu e o temperatură wow, nu știu cum să zici că mod de cald. Da, în București sunt 40 și ceva vara câteodată. Adică tocmai, din cauza umezelii o percep ca 36-37 uneori din cauza umezelii și atunci este disconfortul termic foarte mare, bineînțeles. Mm-hmm. Dar având în vedere că ai cascadele, te poți duce să te răcorești, ai oceanul, majoritatea timpului mai stai și prin locații superbe și există aer condiționat, adică există variante. Nicăieri nu există, știi cum, perfect și, știi, tot timpul trebuie să ai lucruri, să zice, faci un compromis. În balans, da. Ce îmi place mai mult decât celelalte și atunci, din punctul nostru de vedere, faptul că este cald tot timpul, faptul că este cald tot timpul, faptul că ai verdeața asta abundentă, tot timpul anul este verde, nu există să se usuce nimic, ceva sau așa mai departe, ai fructe tot timpul anului, știi, legume și așa mai departe, proaspete, fără nicio problemă, contrabalansează, să zicem, acel disconfort al umezelii. Da, și cu siguranță. Preferăm varianta asta, adică preferăm, să zic, acel așa mic disconfort, să-l numim așa, cu ce avantajele celelalte pe care le avem. Dar poate Bogdan mai are întrebări pentru noi și noi nu-l lăsăm. Nu, e ok, că oricum nu știu dacă o să apuc să le pun pe toate, dar am câteva așa punctuale. Voiam să vă întreb de câine. Cum? Giro, nu? Giro, da, mi-am notat aici. Da, Giro, doarme aici lângă noi. Cum? Cum? L-ați adoptat de pe acolo? Uite-l, mă, ce pupulete! Da, este un pomeranian care am avut, o prietenă l-a avut, l-a găsit practic, Doamne, l-a ținut ea vreo 2 ani de zile, după care a zis, mă, eu mai plec prin Europa, hai luați-l voi că știu voi că voi aici. Aveți grijă, iubiți căței, exact, și de undeva la 2 ani e la noi. Și a devenit într-un fel parte din familie, știi? Adică... Da, e o jucărie cu suflet, îi zic eu. Și mai mult decât atât, are o
energie aparte și el, s-a atașat foarte mult de mine, adică pot să mă duc în pat să mă culc sau să mă duc până la poartă, e magnet, adică vine după mine. După stă singur el? Chiar așa. Adică na, voi faceți tururi, plecați, n-are nicio problemă, nu? Când stă singur acasă, nu? Nu, lăsăm în curte, acum l-am învățat și stă în curte și n-are nicio treabă, din contră e mai fericit decât dacă l-am lăsat în casă. Mamă, super tare, mi-e drăguț. A dormit la mine în brațe. Ce faci, mă? Da. Doamne. I-am pus pagina de Instagram, dacă vrei să-i dați follow, e Giro Hero. Am văzut că acolo am intrat să văd mai multe poze cu el, e drăgălaș tare, doamne. Voiam să vă întreb de cum mai sunt costurile din Bali legate de cazări. Eu cel puțin când am stat acolo un an de zile și cred că am fost înaintea ta, dacă tu spui că a venit Ioana, eu am stat în timpul cu Ioana acolo și pe urmă ea a plecat, da, am plecat și eu. Și eu la vremea respectivă dădeam undeva la 4 milioane, care na, s-au mai schimbat banii, 4 milioane la vremea respectivă erau vreo 300 de dolari, din câte mi-aduc eu aminte, pe o casă, pe lună, da. Pe o casă cu balineză, stil balinez, și cu două etaje, evident, nu-mi trebuiau ambele, dar erau în Penestanan acolo, cu orezările, chiar mi-a plăcut. Nu știu, din câte am mai vorbit și cu alți prieteni pe care am acolo și locuiesc în Bali, au zis, băi, au cam explodat, mai ales și după pandemie, nu știu, în medie așa cam cât e o casă pe lună. Depinde foarte mult ce vrei. Dacă vrei ca turist, e clar că este scump, pentru că tu vrei ca turist și vii și zici, băi, o insulă exotică, vreau să am vilă cu piscină, vreau să fie aproape de ocean, vreau să arate nu știu cum, și atunci bineînțeles că prețurile cresc oriunde, nicăieri nu da, diferă preferințele când vrei să petreci 7 zile și când vrei să petreci 6 luni, automat. Păi, exact. Dacă stau 6 luni, nu mai trebuie neapărat piscină, știi? Adică e ok, exact, pot să mă duc până la ocean, știi? Exact. Știi cum e și noi, na, stăm aici, suntem la 5 km de ocean. La ce mi-ar trebui? Deci dacă aș avea piscină, n-aș folosi-o niciodată, de pentru că n-am nevoie. Da. Am nevoie să mă duc o dată pe o săptămână, o dată pe săptămână la ocean, am tras o tură, m-am dus, am făcut baie da, și am intrat apoi, știi, dacă este. Scuze că ne unde stați acum? În ce zonă? În zona Nusadua, între Gimbaran și Nusadua. Este despre sud încolo, zonă, nu? Sub aeroport, da, da. E zona de sud, zona, să zicem, turistică. Bine, noi suntem într-un fel de cartier rezidențial, numai cu localnici, știi, clar, găsești asta, nu suntem în o zonă cu turiști aici, însă suntem la 5 km de plajă, unde practic sunt toate hotelurile, cele mai mari hoteluri, cele mai scumpe. Dar ați locuit și în Ubud, nu? Da, am locuit 2 ani de zile în Ubud. Cumulat. Ok. Da, uite, eu n-am locuit în partea de sud, eu am tot fost și în sud, am stat cu zilele, săptămânile, am stat și pe Ghili, Travangan am fost, dar am fost pe Meno și pe Air, dar în Ubud am stat marea majoritatea timpului, știi, și chiar spuneau mulți, bă, că e alt vibe în sud, adică dacă locuiești acolo, chiar e alt vibe, da, Ubud e cu spiritualitate, cascade, chestii, verdeață foarte multă, sudul e mai spre plaje, mai fun, mai, da. Mai multă distracție, na. Da, da, exact ce ziceam și eu mai devreme, că îți oferă insula asta o diversitate fantastică. Eu, sincer, n-am găsit persoane deocamdată care să nu fi găsit ei ceva pentru ei să le placă pe insula asta. Păi are adică puțin din toate. Și e mișto că e, da, e traficul așa cum e, dar dacă te descurci cu scuterul, eu zic că ești ok, în sensul că e relativ apropiat totul, adică vrei, nu știu, plaje din Ubud faci o oră și ceva până în sud. Vrei, nu știu, de-astea cascade și zonă de munte, din Ubud te duci spre nord și faci încă o oră și ceva. Adică asta e frumoasă exact, și distanța. Exact. Da. Am tot scrollat pe YouTube-ul vostru și pe lângă faptul că na, foarte mulți români și vin și na, faceți tururi cu ei și toate cele, am văzut că ajung și foarte mulți YouTuberi. Ați păstrat așa legăturile cu youtuberii ceilalți cu, din domeniul travelingului. Presupun că, na, fiind Bali o zonă atât de faină, normal că vin acolo și e și normal să vă și întâlniți cu ei, că suntem români, na. Și țineți așa normal, o legătură chiar, cu ei? Chiar în pandemie, să știi că am rămas aici cu Cristi și Ralu. Bine, n-am rămas cu ei, s-a nimerit să fie și ei aici, ne-am întâlnit odată cu ei, am filmat și un vlog.
cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc lui Cătălin Backpack Your Life, pentru că el a fost promotorul a ceea ce înseamnă Dragoș și Cristina făcând tururi în Bali, că el a zis, băi, hai, face și voi tururi, că tot stați aici de mult timp, deja știți insula. Păi să înțeleg că de la el a pornit ideea? Sau o aveați și voi, dar v-am împins un pic? De la el a pornit într-un fel ideea când a fost aici, ne-am întâlnit cu el și i-a zis, băi, de ce nu încercați să faceți? Știi că, uite, n-aveți nimic de pierdut și așa? Și i-a zis, băi, da, băi, e o idee, hai să... Bine, a fost în perioada, el a venit în perioada când încă se intra cu acea viză de care zicea Dragoș, viza de business, stai în carantină, nu mai știu, chiar la începuturi, înainte să deschidă ca lumea insula, și noi eram așa, neîncrezători, zic, băi, să fac tururi, că nu vine nimeni, uite și tu, e Bali. Bine, după câteva zile s-a deschis insula și a fost partea faină, că exact atunci s-a deschis insula și... Apropo de ce ziceai tu, că se leagă lucrurile frumos aici în Bali. Și câteodată nu înțelegi cum să leagă atât de bine, știi? Dar nu trebuie să înțelegi, să te lași dus de energie și să le accepți și să ai încredere că totdeauna se va întâmpla exact ceea ce ai tu nevoie și ce e bine pentru tine. Exact, se va întâmpla, zici bine, Cristina, ceea ce ai nevoie și ce mai bine, nu ce vrei de fapt, știi? Aici este diferența mare, că noi avem impresia că ce vrem noi e cel mai bine, știi? Când de fapt nu neapărat. Multe experiențe trăite pe insula asta mi-au pus la încercare sentimentele și credințele pe care le aveam eu despre mine, în primul rând, și despre mine în raport cu oamenii, în raport cu viața. Și chiar pot să zic că am avut multe nopți negre ale sufletului, vorba aia, știi? Aici pe insulă, dar după ce treci, lumina e fantastică și o zic la cel mai sincer mod posibil. Plus că toate experiențele și tot timpul petrecut aici m-a învățat să nu mai am așteptări. Să știu că totul se va rezolva. Nu e vorba să nu ai planuri, să nu ai o intenție de ceea ce-ți dorești. Da, poți să crezi că ceva e bine pentru tine, dar să nu trasezi drumul La dungă. Adică, băi, vreau un fel ăsta. Să mai lași un pic să se ducă și în stânga și dreapta, na. Exact. Chiar un pic mai mult atât. să poți să lași. Puneți un fel, un scop, un țel. Băi, aș vrea să ajung undeva, uite, pe acolo. Însă drumul până acolo, nu știi cum este. Știi? Lasă-l într-un fel să vină de la sine. Și atunci e foarte... Da, asta te învață într-un fel să fii mult mai deschis, să fii foarte maleabil. Și din păcate, marea majoritate dintre noi suntem foarte rigizi. Și atunci, pentru că există acele frici, există toate chestiile astea, și atunci insula te forțează să înveți aceste lucruri. În concluzie, insula asta este magică. Nu o zicem noi, o zici și tu, o zic mulți care au trecut pragul, pentru că nu e ceva... fix, adică ce mi s-a întâmplat mie, ți se va întâmpla și ție. Nu, cu siguranță fiecare are experiența lui cu Bali și da, chiar și... mai devreme mă uitam la tot așa un cuplu care călătoresc foarte mult, de vreo 5 ani, dar călătoresc gen la modul continuu și aveau întrebări pe acolo, unde ai vrea să te stabilești o perioadă mai lungă? Bali. La mulți am văzut, băi, Bali, știi? Nu știu, e o atracție și mi se pare că toți cum vorbim noi, insula asta te face, mi se pare că ți-o imaginezi așa ca o bătrânică cu experiență care, măi, Mike, hai că ți arăt eu cum, ce ai tu nevoie, nu știu, chiar o personifici într-un fel sau altul. E cam așa, ca o bătrânică, bună comparație. E magică insula, însă nu este... Când vii aici să nu te aștepți să fie magia aia cu explodează, cum îi spune, stele, vezi și așa mai departe, vai ce frumos și nu știu ce. Nu, magia este faptul că te răscolește, da. Dar de-aia am spus, uneori poate fi neplăcut, însă exact e genul ăla de ceva te hrănește, ceva de care nu îl poți, cum îi spune, cuantifica într-un fel sau altul, sau să spui, uite, ăsta este, să-l pipăi, să-l atingi. Este ceva care te hrănește, îl simți, dar nu poți identifica. Și îți dai seama că este atât de plăcută senzația aia de împlinire, de hrănire între ghilimele, încât nu mai poți uita. Oriunde te-ai duce, nu mai poți uita chestia aia. Știi, băi, e wow, mi-a plăcut, știi? Și să știi că nu spunem numai noi, o spun și oamenii care vin chiar și în vacanță aici,
chiar vizibil, crede-mă, am făcut poze înainte și după turiștilor care vin la noi și efectiv li se schimbă fața. Deși se spune că pleci din concediu mai obosit decât ai venit, n-am văzut pe niciunul să fie obosit decât de la drumul energie, lung. Probabil. Exact, exact. Nu, chiar, da, probabil o să pară că suntem așa un pic mari promotori ai insulei și na, fiecare cu siguranță are experiența lui acolo și trebuie să vadă pe propria persoană, că probabil sunt și alte persoane care sunt un pic mai rigide, cum ai spus și tu, Dragoș, și nu se lasă atât de ușor să se deschidă, să accepte anumite lucruri sau schimbări în viața lor și n-avem decât să vă spunem, duceți-vă, vedeți pe propria piele cum este și mai încolo poate reveniți cu un feedback. Ok, exact. Vreau să vă întreb... Mai vreau să adaug ceva foarte important, că nu e vorba de insula Bali, e vorba de tine în raport cu locul în care te afli. Pentru că oriunde ai fi pe planeta asta, în Maldive sau într-un sat din România, să zic așa, uitat de lume, tu poți să te simți aiurea sau foarte bine. Adică, correct. Eu ce am văzut e că locul ăsta are o energie aparte care îți deschide ochii și te învață ceva. Poți să te duci de aici în orice capăt al lumii și să ți se pară magic. Chiar și România, nu că ni se pare, este magică pentru noi, dar trebuie să îți dai seama tu cum te raportezi la mediul înconjurător. Pentru că tot ce e în afara ta, tu nu poți să controlezi. Tu controlezi percepția ta, controlezi modul cum răspunzi tu lumii și mediului tău. Fix asta este, da. Efectiv, răspunsul tău îl controlezi și simțirile în momentul respectiv. Și na, exact. Asta contează foarte mult. Voiam să vă întreb, ok, știm cu toții, adică am observat și pe canal și toată lumea știe, sau o să vadă și aici, că organizați tururi. Dacă puteți să ne dați așa mai multe detalii, ce oferiți oamenilor, de ce să vină cu voi în primul rând și... Doi, legat de anumite locații, dacă puteți să descrieți un pic și partea asta logistică legat de locații și de acte, eu știu, vize, dar vize cred că e ușor, toată lumea poate să vadă că e viza on arrival și alte chestii. Eventual vaccinuri, nu știu, niște sfaturi și detalii despre tururile voastre. Deci noi facem acum tururi doar pentru români și nu doar românii din România, și românii de peste hotare care aleg să vină aici. Avem site-ul descoperabali.ro. Apropo de asta, Cătăline zicea, eu zicem, o să-mi fac site Acoperă Bali, să vă fac competiție. Foarte simpatic. Da, pe descoperabali.ro vedeți așa în mare cam cum structurăm noi un tur, dar nu facem tururi de grup, ca să nu se înțeleagă că am avut foarte multe cereri în care ne întrebau oamenii, pot să mă alătur și eu grupului pe care îl organizați luna asta? Noi facem tururi private. Asta e foarte important. Ok, de ținut. Deci adică, un cuplu dacă vrea să vină sau patru prieteni, 5-6 prieteni să vină toți odată, ei care se cunosc, da, îi acceptați, dar nu să se alăture fiecare individual, nu? Adică nu prea. De ce am ales să facem asta? Pentru că noi considerăm că e o experiență mult mai personală și ne implicăm personal în aceste tururi. Mm-hmm. Adică noi mergem cu oamenii peste tot și le explicăm de locuri, plus că le spunem punctul nostru de vedere despre cum vedem noi insula. Adică, practic, e o părere de la niște locali, nici nelocalnici, știi? Mm-hmm. Vorba aia. Este ceva mai exclusivist. Știi? Asta facem și pe nișa asta am plecat, pentru că oferi o experiență diferită. Știi? Oferi niște servicii diferite, oferi nu numai asistență, ci oferi implicare, oferi energia ta acelor oameni, înțelegi? Pentru că ești cu ei tot timpul, le arăți, le povestești din perspectiva cuiva, unui român efectiv care stă acolo ca să înțeleagă altfel, pentru că una este să îți spun un balinez povestea cum vii și România, mă duc la muzeul satului, dar n-am văzut România, nu înseamnă aia România, știi? Bine, asta nu înseamnă că balinezii nu fac treabă bună, nu suntem în competiție. Nu, dar e vorba de a înțelege un pic altfel, din altă perspectivă, toată chestia și să simți un pic altfel lucrurile și să le arăți și în primul rând, de asta spun, facem privat în sensul că mergem cu fiecare în parte. Da, dacă vin, am avut și grupul de 17-20 de oameni.
Dar au venit toți ca și grup și atunci familii, da, mai ne multe ocupăm familii. de chestia asta. Nu e o problemă, dar nu formăm noi grupul, pentru că în momentul ăla este mult mai dificil, unul vrea unul, unul vrea alta și atunci, știi, preferăm să fie cât mai mulțumiți oameni. Și atunci Okay. de-aia facem exclusivist, privat și poți să te ocupi într-adevăr să oferi fiecare exact ceea ce își dorește. Și pentru fiecare și... facem oferte și itinerarii personalizate, pentru că le facem un mic interviu, să zic așa, îi întrebăm asta voiam să vă cam întreb. Ce, adică să ne dăm seama de om ce vrea. Pentru că că nu întrebați, probabil vorbiți, faceți un mic video call, să zicem. Ok, ce vrei să vezi? Mare sau munte sau nu cascade facem și video call. Sau, nu facem video call. Ne mai zic și ei, în primul rând, ne spun și ei cam ce vor, câte persoane sunt. Dar noi avem un itinerariu standard, îl dăm cam la toată lumea și după acel itinerariu, în funcție de cum sunt ei ca persoane, modificăm. Uh-huh. Oferim, bineînțeles, și asistență în privința cazării, pentru că avem anumite hoteluri la care am fost, le-am verificat noi, știi, și atunci știm și putem spune puteți merge acolo fără nicio problemă, pentru că în Bali, să zicem, din cauza climei, a umezelii, dacă nu te duci, să zicem, într-un loc scump, există, să zicem, șansa să intri în cameră să găsești umezeală sau miros de umezeală sau da. Așa mai departe. Pentru că asta e o mare problemă, deci clima, deci o recunoaștem, la sănătură, pe clima. Este pentru care n-ai, da. Când vii aici, abia atunci poți să-ți dai seama și să înțelegi altfel, nu știi? Și atunci... putem spune, băi, uite, astea sunt verificate de noi, știm sigur și așa mai departe și aveți, aveți mm-hmm. asigurat faptul că va fi o experiență foarte plăcută. Am tot văzut pe YouTube că aveți foarte mulți români care au venit, probabil fie prin tururile voastre, fie că au venit ei acolo și au vrut să vă cunoască. Care sunt primele lor impresii și poate da și impresiile de sfârșit și nu știu, ce preferă majoritatea pe acolo, sunt deschiși și așa să încerce, de exemplu, mâncăruri locale, experiențe locale, probabil că da, că de-aia vin în Bali, dar depinde, că probabil unii sunt, ok, hai să stau numai la plajă sau pe cluburi pe acolo, alții vor să încerce și să vadă cum bagă omul orezul în, localnic cu orezul în pământ și tot așa. Care sunt primele lor impresii și ce aleg așa, ca să zic, chiar sunt curios așa. O să încep eu puțin să zic, pentru că din experiența noastră de mai bine de 2 ani deja, de când facem tururi cu români, sincer nu am găsit cupluri care să semene sau grupuri de turiști care să semene între ei. Sunt atât de variate gusturile și dorințele, adică de la oameni care au vrut strict numai beach club-uri pe tot parcursul șederilor în Bali și sunt oameni care nu au avut deloc temple în condițiile în care vin într-o cultură total diferită. Da. De asta zic că sunt foarte diferite de gusturile și ne pliem pe fiecare acum. Asta e. De exemplu, în privința mâncării pot să zic că a fost un punct comun cam la majoritatea. Chiar dacă n-au fost deschiși să guste mâncare indoneziană picantă sau balineză, tot s-au dus spre a gusta cel puțin un fel de mâncare de-a lor, chiar dacă spiciness-ul era lângă, știi? Da, adică e... au fost dormiți. Eu, de exemplu, când am ajuns acolo, aveam niște probleme cu stomacul, nu prea mâncam eu picant, nu eram așa. Și când am ajuns acolo, am început ușurel, așa, să mai pun niște chopped chili, cum pun ei în fried noodles și aia, știi? Și am zis, hai să încep așa, le tot spuneam, că mă întreba la început, i-am zis, băi, nu dați cu chili, e ok. Și până am zis, hai, dați-mi un pic și până la sfârșit, după un an de zile, tot timpul ziceam, ok, aduceți-mi separat, mi-aducea un... o chestie din aia, borcănaș din aia separat acolo cu ceapcele și umpleam fried noodles plin și eram, băi, nu, eu nu mai simt gustul mâncării dacă nu pun chestia asta în ea, știi? Maxim, mi-a plăcut. Așa suntem și noi, să știi, da. Exact. Și noi acum, dacă nu e un pic picant, parcă n-are sare și piper, vorba aia. Ce planuri aveți de viitor pentru proiectele ăsta al vostru legat de organizare de tururi sau dacă mai vreți să ieșiți și voi, eventual, de acolo să ziceți, bă, știi ce, luna asta, gata, nu organizăm, punem pe booking acolo la rezervare, ocupat totul, nu vrem să mai facem nimic și vrem să, nu știu, mergem și noi în ceva pe lângă, pe acolo, habar n-am, sau în Filipine, nu știu. Sau, cum vreți să mai îl dezvoltați în alte părți, proiectul, sau aveți alte planuri pentru el? Ce pot să spun e că, apropo de... surpriză.
discuția de mai devreme, că nu mai avem așteptări sau nu trasăm un program fix sau o viziune fixă. Chiar și aceste escapade și concedii și libere s-au aliniat exact când aveam nevoie și când ne dădeam voie să ne simțim deschiși să primim lucrurile astea. Adică am avut și zile în care am plecat pe alte insule, am fost pe Gili Island, au fost zile în care am și lucrat pe Gili Island, adică, cum să zic, ne place foarte mult ceea ce facem, bineînțeles e și o sursă de venit pentru noi treaba cu tururile, dar ne place atât de mult încât momentan nu aș face altceva, adică nu m-aș duce să vizitez altă insulă când fac lucrul ăsta, mi-aduce și bani și mă simt și bine să ofer din energia mea oamenilor. De asta zic că e un plan care momentan suntem deschiși și îl îmbrățișăm cu tot sufletul. Dacă mâine s-ar întâmpla ceva să nu mai fie chestia asta, la fel am fi deschis și am îmbrățișat cu tot sufletul. Am învățat și pentru unii pare o nebunie, lasă universul să-ți facă planurile. Știi? Da. Și vor fi cel mai bune planuri posibile. Cel puțin asta a fost experiența noastră în ultimii 4 ani de zile. Și atunci chiar n-am de gând să schimb. Din moment ce lucrurile funcționează atât de frumos, atât de bine, ne simțim atât de mișto, n-am de ce să schimb varianta asta. Știi, ne place foarte mult. Și lăsăm universul să facă planurile. Pentru unii, într-adevăr, poate părea o nebunie. Dar în momentul în care începi să înțelegi lucrul ăsta, îți vei da seama că viața devine foarte frumoasă dintr-o dată. Asta uite, înseamnă. Ca să zic mai punctual, apropo de a face ceva efectiv în direcția visului tău sau în direcția ceea ce îți dorești, știi când ți-am zis eu la început că ne doream să stăm cel puțin 6 luni de zile în Bali? Da, am aruncat așa în univers un gând. Nu-i vorba că n-am făcut nimic în direcția asta, doar că nu am presat, n-am forțat nota, adică neapărat vreau într-un an de zile să ajung în Bali înapoi. Nu, ne-am dat acest gând în univers că ne dorim lucrul de a sta în Bali și în tot timpul, nu știam cât timp, noi am început să strângem bani, să lucrăm, să mergem în direcția asta, că am văzut că e posibilă. De asta zic că... Nu e vorba că și în varianta cu tururile, dacă s-ar termina mâine, n-am avea ce face. Sunt sigură că vor veni lucruri exact ce avem nevoie, locuri în care vom merge unde avem nevoie, să ne dăm energia bună mai departe și să ne facem partea noastră în lume, știi, vorba aia. Ca să zic așa, o intenție avem, este o dorință, poți să-i zici mai veche din punct de vedere al timpului, să ajungem în Mexic. Vrem foarte mult să vedem partea asta de America de Sud. Nu știu când o să se întâmple, dar o să se întâmple exact când trebuie. O să vină probabil la timpul potrivit, când aveți nevoie de asta sau când, eu știu, sunteți pregătiți să o primiți în viața voastră. Da, pentru că ceea ce faceți voi și mai ales că deja aveți o experiență de 2 ani într-un loc atât de frumos, e super important că deja ați prins experiența asta din spate cu atâția oameni, cu atâția oameni diferiți. Adică nu cred că până la urmă trebuie să se rezume numai la Bali. Ok, poate o să vină un timp în care ziceți, bă, știi ce, eu aș vrea să încerc lucrul ăsta pe care îl fac acum și în Mexic. Why not? Dar întâi, evident, trebuie să mă duc să stau acolo un an de zile, să văd eu cum este, ca să pot să promovez un pic mai departe. Da, ce și ați acumulat din spate e super. Exact, scuze-mă că te întrerup. Și cu travel-ul și călătoritul, exact asta ne-am și propus. Și următoarea noastră călătorie, să zic așa, mai departe de insulă și mai departe de Europa sau oriunde unde o fi, nu mai este de a bifa locuri. Vrem să stăm să simțim pulsul, adică cel puțin 6 luni să stăm într-un loc ca să simțim cu adevărat cultura, oamenii, ce are de oferit acel loc. Foarte tare. Cred că o să ne apropiem un pic mai mult de final. Eu am așa o mică chestie, pentru că na, și eu am călătorit, mi-am schimbat viața datorită călătoritului și despre asta cam vreau să fie canalul ăsta, să fie de inspirație și să pornească, de ce nu, pe drumul ăsta mai multă lume. Din toate experiențele voastre, de când ați plecat, probabil cu anumite frici, rezervări și, nu știu, opinii diferite față de lumea asta, ce sfaturi ați da către cei care
cărora, nu știu, chiar le e frică. Chiar vor să facă, să plece și ei pentru o perioadă mai lungă, pentru că asta aș vrea să promovăm împreună, că na, călătorile de genul trebuie să fie un pic mai lungi, mă gândesc de 7 zile, ca să poți să apară niște schimbări în viața ta. Ce le-ați recomanda și cum i-ați sfătui să plece, să nu plece, sau ce să facă la început? Că sunt anumite, probabil, frici. Frica, în primul rând, este doar în capul nostru. De obicei, știi cum este, de ceea ce ți-e frică nu scapi, știi cu vorba aia românească. Și e foarte adevărată. De ce? Pentru că, în general, tu atragi nu ceea ce vrei, ci atragi ceea ce ești. Dacă tu trăiești în frică, vei atrage automat lucruri care să-ți confirme frica respectivă. Și atunci, într-un fel, trebuie să ieși din acea cocon, acel cocon al tău, și să vezi cum e lumea. Nu e o chestie simplă, să zicem, sau ușoară, dar e frumoasă. E superbă și are niște consecințe sau îți oferă niște satisfacții incredibile. Eu, în primul rând, le-aș spune persoanelor care vor să plece în lume, că asta era întrebarea, de călătorit, să-și pună întrebări. Să-și pună întrebări nu cu locul în care merg, ci cu temerile lor. Și să se ducă atât de adânc când a găsit răspuns la întrebările alea, încât să... Bine, acum e poate utopic spus, încât să vadă efectiv cum dispare acea frică. Adică cât mergi mai adânc în a spune întrebări, a afla despre tine, de ce am frica asta, ok, și dacă trec de frica asta, ce se întâmplă? Adică să ai curiozitatea asta de a vedea ce e dincolo de frică. Pentru că știi vorba aia, atunci când ți-e frică de ceva, fă-o. Da, corect, expune-te la acel lucru. Să vezi ce se întâmplă. Înainte să o faci în lumea asta fizică, fă-o în lumea mentală. Și puneți întrebări, de ce mi-e frică, ok. Perfect, de acord cu voi. Chiar așa cred și eu, că fricile astea câteodată sunt închipuite și cel mai simplu mod să scap de ele e... Ok, care sunt fricile alea? Ok, hai să le pun scris la fiecare worst case scenariu. Și în momentul în care o să vezi tu că worst case scenariu nu e chiar atât de rău pe cât ai crede, și după ce ți-l pui, să vii și cu un răspuns pe care îl ai tu atunci, la momentul respectiv. Nu știu, să zicem, băi, mi se termină banii sau îmi dau demisia, ce fac pe urmă? Trebuie să mă întorc înapoi la jobul ăsta. Ok, care-i partea cea mai rea? Mă întorc și asta este, dar te gândești. A, păi stai mă, am putut să călătoresc și 6 luni și am cu siguranță niște amintiri atât de frumoase încât nu le-ai dat pe nimic în lumea asta. Și cred că... Exact, că știi că noi avem prieteni, apropo de asta, care exact lucrau în multinaționale în România și au dat demisie efectiv, au zis gata, nu mă mai interesează, și au venit în Asia, au stat 6 luni. După 6 luni s-au terminat bani și au zis, mă duc înapoi, dacă mă primește bine, dacă nu găsesc în altă parte. Și din nou au lucrat o perioadă și au dat demisia și au găsit alt loc de muncă, dar după ce și-au dat demisia au mai venit o tură în Asia, că au văzut că se poate. De asta zic, dacă vezi lumea cu alte perspective, cu credere, după exact. Câteva ture de Asia. Dragoș și Cristina, vă mulțumesc super mult, să ne spuneți acum unde poate să vă găsească lumea. Oricum o să avem niște linkuri. În Bali. Să ne dați adresa, să trimitem scrisori poștale. Cu mare drag. Suntem pe YouTube Dragoș și Cristina, simplu. Pe Instagram Chris Dragoș cu capa. Ce mai avem? Descoperăbali.ro, evident. Și pe Facebook. Și pe Facebook numele noastre, Cristina Maier și Dragoș Gologan. Perfect. Vă mulțumesc super mult și chiar m-a plăcut foarte mult discuția noastră, în așa fel încât îmi face foarte mare dor de Bali, mai ales că na, vorbiți atât de frumos de el și îl simt și eu atât de aproape și chiar trebuie să vin și acolo cât de curând. Aici, să știi. Mulțumesc. Chiar am de gând în viitorul apropiat, poate spre vară, cine știe. Ajungem pe acolo și ne vedem și face-to-face și discutăm. Vă mulțumesc frumos. Punem berea la rece, te așteptăm. Așa să fie. Vă mulțumesc mult și dacă vreți să spuneți un ultim cuvânt, vă las scena. Da, nu știu, pentru toți cei care te ascultă, deja eu zic că au făcut un pas în
a vrea să descopere altfel lumea asta, să se descopere pe ei și tot timpul să ne punem întrebări. Asta contează. Pentru orice bucurie, frică, pentru orice, pentru că noi ne naștem așa blank, ca o foaie albă și de mici avem programe fără de care n-am funcționat. Învățăm de la părinți, învățăm de la școală, învățăm de la societate. Foarte mulți în viață se duc pe aceste programe și sunt foarte bune. Dar la un moment dat, dacă ceva scârție în viața ta sau te simți stresat sau simți că ceva nu e cum ai vrea tu să fie, puneți întrebări să vezi cum vrei tu să fie viața ta, nu cum a fost viața altora. Așa este. Eu aș zice așa, bucurați-vă de viață, simțiți-vă bine pentru că viața e frumoasă. Dacă cumva vi se pare că viața nu e frumoasă, problema nu e la viață, problema e la voi, la modul cum vedeți viața. Și atunci vedeți ce nu funcționează, pentru că viața este superbă. Și mai faceți un exercițiu de vizualizare foarte interesant. Imaginați-vă că sunteți unde sunteți în momentul ăsta și vă vedeți de undeva de la 10 metri deasupra înălțime, după aia deasupra orașului vostru, după aia deasupra țării voastre, după aia deasupra continentului, pe urmă deasupra globului și pe urmă să vedeți cât de mici sunt problemele noastre de fapt. Așa este. Dragoș și Cristina, vă mulțumesc frumos! Cu drag! Și noi îți mulțumesc! Pa, pa!